Liviu Câmpeanu, o carte despre Ștefan cel Mare, un personaj istoric care a fost îndelung, să spun așa, și mistificat și mitologizat. Există o diferență între cele două, poate ajungem și la asta. Care sunt cele mai mari, să începem așa, neadevăruri sau jumătăți de adevăr spuse despre Ștefan cel Mare de-a lungul istoriei? Ștefan cel Mare, luptător cruciat. Ștefan cel Mare, ctitor al nenumărator biserici din Moldova. Ștefan cel Mare, un patriarh al țăranilor moldoveni. Astea ar fi, să zic, pilonii principale ai mitului lui Ștefan cel Mare. Dar trebuie avut în vedere că faptul că nu această mitologizare a lui Ștefan cel Mare nu datează doar din perioada comunistă. Ștefan cel Mare a fost instrumentalizat practic de România modernă de la 1859 încoace. Ca orice națiune, națiunea română în curs de afirmare a avut nevoie de eroi, a avut nevoie de un background cultural comun și atunci s-au căutat eroi atât din Moldova cât și din țara românească și din Moldova nu putea să fie altcineva decât Ștefan cel Mare, doar că este practic o victimă a acestei mistificări, insistându-se foarte mult asupra acestor aspecte, asupra aspectelor care, într-un fel sau altul, trebuiau să-l identifice cu organele de partid și de stat din momentul în care se discuta. Deci, fie că vorbim de un Carol I avant les lettres, fie că vorbim de un Carol al doilea avant les lettres, fie că vorbim de un Ceaușescu avant les lettres. Deci, imaginea lui Ștefan a fost mereu adaptată în funcție de necesitățile imediate ale propagandei de stat. Și, din păcate, avem imaginea asta destul de deformată a lui Ștefan cel Mare. Și la deformarea imaginii lui Ștefan cel Mare a contribuit în bună parte atât literatura, vezi epopeea scrisă de Mihail Sadoveanu, Frații Jder, trilogia, cât și cinematografia. Ștefan cel Mare, Vasluie 1475 și Frații Jder. Culmea, asistent istoric sau consultant istoric pentru aceste filme a fost Profira Sadoveanu, care nu avea nicio altă pregătire istorică decât faptul că era fiica lui Mihail Sadoveanu. Și atunci, bineînțeles că nu a avut cum să iasă un lucru foarte, foarte temeinic și o imagine acurată a lui Ștefan cel Mare. Bun, aceste mitologizări există absolut oriunde în lume și, cum spuneți, mai ales atunci când fac parte dintr-un proces de construcție a identității naționale. Da. A spus că a fost cumva decupată în funcție de necesitățile momentului. Când a apărut această necesitate ca atributul creștin și ctitor de biserici să fie alăturate lui? De ce, când a avut România nevoie în istorie de aceste atribute asociate politicului? Practic sunt două perioade. Până la comunism, fără doar și poate, în perioada interbelică s-a insistat, s-au scos lucrări despre bisericile lui Ștefan cel Mare, așa, și în epoca comunismului acest aspect a fost un aspect tabu, sub nicio formă nu se putea discuta. Mă rog, comunismul știm foarte bine, propaga ateismul și combaterea credinței și așa. Și după 89, mai ales după 89, când românii și-au redescoperit latura asta creștină, ortodoxă, mai în glumă, mai în serios, numai că nu se pretinde că românii sunt creștini ortodoxi de la Burebista încoace. Dar, deci după 89 și mai ales în 92, când Sfântul Sinod l-a proclamat pe Ștefan cel Mare drept sfânt al Bisericii Ortodoxe. Ceea ce nu înseamnă că parțial nu a avut și sinodul dreptate. O legendă cronicărească de secolul XVII evocă faptul că Ștefan cel Mare, în rândurile elitei politice ale Moldovei de atunci, deci pe 1650, era considerat sfânt. Grigore Oreche zice, până astăzi îi spun Sveti Ștefan Vodă, adică Sfântul Ștefan Vodă. Dar, zice Grigore Oreche, eu parafrazez acum și simplific, nu pentru păcatele lui de om, că și el a fost om și a greșit, era grabnic vărsătorul de sânge și mânios și așa mai departe, ci pentru faptul că a fost un ctitor de țară. Deci, cumva, Ștefan cel Mare, pentru elita politică, era părintele lor. Fără doar și poate. Și cumva Ștefan cel Mare i-a furat fața, să zic așa, lui Alexandru cel Bun, care și el a fost un ctitor de țară cu o domnie enormă, de 32 de ani, în definitiv, despre care nu știm mai nimic,
din cauza, atenție, nu datorită, din cauza domniei lui Ștefan cel Mare, care cumva a umbrit această domnie importantă din istoria Moldovei. Deci a fost considerat drept sfânt încă din secolul XVII, cu atât mai mult cu cât aceeași elită politică vorbea despre semne și minuni cu care Ștefan cel Mare s-a întâlnit de-a lungul vieții, și anume apariția diferitor sfânt, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, care în diverse bătălii apăreau așa miraculos din ceruri și dădeau vâlvă oștirii, cum se zice atunci. Dar e adevărat că după fiecare bătălie ctitorea o biserică? Pe scurt, nu. Avem un singur caz în care știm că a fost ctitorită o biserică în mauzoleu. Majoritatea bisericilor ctitorite de Ștefan cel Mare deserveau curțile domnești. Deci, practic, erau capelele curții domnești. Acolo mergea domnul, familia și poate câțiva boieri care în momentul respectiv se aflau la curte. Singura biserică mauzoleu despre care știm că a ctitorit-o expres ca memorie a unei bătălii este cea de la Războieni, din județul Neamț, construită la 20 de ani fix după bătălie. Deci bătălia a fost la 1476 și biserica mauzoleu de la Războieni este ctitorită în 1496 ca un manifest și ca al puterii pe de o parte și ca un prinos adus divinității pentru umilința pe care a provocat-o lui Ștefan cel Mare la Războieni, că după cum știm a pierdut bătălia. Și mai ales, biserica a fost ctitorită literalmente pe oasele boierilor căzuți în bătălia respectivă. Și astăzi, dacă mergeți la Războieni Neamț, în Naos, vedeți că sunt lăsați martori în pardoseală, martori din sticlă, prin care se văd oasele persoanelor peste care s-a construit acea biserică. Și este o pisanie impresionantă deasupra ușii în care Ștefan cel Mare narează bătălia de la Războieni, zice că au venit și Băsărabă, voievod, cu toată puterea țării muntenești pe lângă împăratul Mahomet, și zice au fost învinși creștinii de către păgâni una peste alta. Deci este o adevărată filă de cronică în piatră. Și asta este singura ctitorie a lui Ștefan cel Mare care poate fi legată cu certitudine de o bătălie. A ctitorit o biserică, de exemplu, în satul Reusen de lângă Suceava, unde a fost omorât tatăl său, Bogdan al II-lea, în 1451, nu întâmplător cu hramul tăierii capului Sfântului Ioan Botezător. Pentru că a fost decapitat. Pentru că a fost ucis, decapitat acolo. A ctitorit la Borzești biserica Adormirii Maicii Domnului. Pentru că se pare că borzeștii au într-adevăr o legătură cu familia dinspre mama lui Ștefan cel Mare. Deci astfel de manifestări ale puterii există și de monumente ale memoriei există în epoca lui Ștefan cel Mare, dar, repet, singura care poate fi legată de bătălie este cea de la Războiul Neamț. Dacă regimul, istoriografia, comunistă a scos această parte din imagologia lui Ștefan cel Mare, dar de mare creștin, da. Ce a adăugat Ștefan cel Mare și Sfânt? S-a insistat cât s-a putut de mult, deci s-a îngroșat cât s-a putut de mult ipostaza de tribun al poporului. Ștefan cel Mare, un tribun al poporului, el înconjurat de răzeșii lui moldoveni, îmbrăcați în costume populare imaculate, care, mă rog, trup și suflet și-au dat viața pentru patrie și pentru păstrarea ființei de stat și nu știu ce. Ori nimic mai greșit, țăranii medievali erau foarte, foarte departe de a pricepe niște noțiuni atât de abstracte precum patrie, onoare, jertfă, sacrificiu, bine comun, departe de tot de asta. Are cumva sens, pentru că nu comunismul a înlocuit sacrul cu puterea politică? Da, da. Marx folosea în teza de doctorat un motto din Prometeu? Nu? Da, sigur că da, deci este o deformare voită. Este un articol din anii 50, scos de Barbu Câmpina, care se cheamă Bazele puterii lui Ștefan cel Mare. Și practic de acolo pornește, este temelia tuturor lucrărilor ulterioare care insistă asupra susținerii populare de care Ștefan s-a bucurat de-a lungul domniei.
Ceea ce nu înseamnă că la nevoie nu a mobilizat parțial și după anumite condiții și termene, să zic așa, o parte dintre țăranii Moldovei, cum se obișnuia și în Ungaria și în Polonia și în Imperiul Otoman, dar nu înseamnă că aveau un loc mobilizări en masă, adică mobilizări generale în sensul modern, contemporan al cuvântului. Toți bărbații, valiza e Moldovei, se vine sub arme. Nu, asta e o prostie. De-aia în primul rând, scrieți că nici armata nu era practic nu formată din țărani, din oamenii care veneau să lupte alături de Ștefan cel Mare. Erau mai degrabă boieri. Da, bineînțeles, boierii. Asta era rolul nobilimii. Deci orice nobilimea medievală, nu doar în Moldova, rolul principal al nobilimii este să asigure puterea armată suveranului. Este practic urmașa elitei războinice tribale din epoca anterioară, din epoca migrațiilor. Să zic, în mare așa, grosomodo, desigur. Că, bun, aveau și alte atribuții, aveau și atribuții politice, diplomatice. Asta e altă poveste, dar una peste alta. Deci războinicii, belatores, erau nobili. Dar, cum zic, la nevoie puteau fi recrutați și țărani. Și deci pe asta s-a mașat foarte, foarte mult. Pe acest aspect, cu recrutarea țăranilor, s-a mașat foarte, foarte mult în perioada comunistă. Și mai ales în perioada timpurie a comunismului, deci în epoca lui deci aproape că a dat o ardere democratică regimului lui Ștefan cel Mare, care da, era... Și invariabil, toți boierii erau răi și trădători, cu tendințe centrifuge față de puterea centrală. Apropo, iarăși, centralizarea statului. Două prostii într-o singură frază. În primul rând că nu exista stat și în al doilea rând că nu exista încă conceptul de centralizare. Centralizarea a început mult mai târziu, în secolul XVII, Ludovic al XIV este unul dintre primii artizani ai centralizării de stat. Și statele naționale, unitare, indivizibile sunt realități ale epocii moderne, epoca secolul XIX, epoca națiunilor. Sub nicio formă nu putem discuta așa ceva pentru secolul XV. În Moldova sau în oricare dintre țările de atunci. Și Ștefan cel Mare nu a fost un inovator. Din contră, el a încercat să mențină pe cât posibil structurile moștenite, structurile politice și sociale moștenite de la strămoșii lui și să le dea cât se poate de intacte, să le lase moștenire. Și cum evoca și Marian Coman aseară în discursul, în prezentarea cărții mele, în sensul acesta, domnia lui Ștefan cel Mare a fost un succes maxim pentru că este printre puținii domni care a reușit să-și asigure o succesiune lină. Fiul și apoi nepotul. Fiul și nepotul. Mm. Și celălalt fiu, pentru că probabil că dacă Ștefăniț ar fi avut copii care ar fi fost la vârsta la care ar fi putut domni, și-ar fi asigurat succesiunea, doar că copiii lui Ștefăniță văd odată că erau prea mici și a doua că erau ilegitimi. Și atunci varianta cea mai la îndemână a fost Petru Rareș, fiul mare lui Ștefan, care în realitate a fost un antitalent politic, dar asta e altă poveste. Dar avea argumentul genealogic. Avea pedigriu, să zic așa. Bun, probabil că cheia de lectură cea mai populară a cărții dumneavoastră va fi aceea că îl demistificați pe Ștefan cel Mare. Mie cumva nu mi s-a părut asta, mi s-a părut că din contra lărgiți portretul lui Ștefan cel Mare, pentru că s-au ratat foarte multe, conservând Ștefan cel Mare și Sfânt această imagine. S-a ratat ideea de stabilitate politică pe care a adus-o. Și dacă ne uităm în urmă, un domnitor cu o domnie atât de lungă nu e atât de des întâlnit, nici în epocă, să nu mai vorbim de stabilitatea politică nici din zilele de astăzi, unde avem, nu? Probabil peste 25 de miniștri ai educației în 30 de ani. Intenția mea nu a fost să demistific, adică nu mă consider un demistificator, ci pur și simplu am trecut pe curat rezultatele la care am ajuns în urma consultării izvoarelor istorice. Nu mi-am propus din capul locului să scriu un bestseller, nu mi-am propus să demistific, să vin cu toptanul, cu buldozerul, să demistific tot ce s-a scris, e prost, scriu eu acum mai bine decât toți, nici departe. Am trecut pe curat, cum zic, o seamă de concluzii la care am ajuns după consultarea izvoarelor și a literaturii, bineînțeles, și am încercat să redau o viziune mai largă asupra domniei lui Ștefan cel Mare, pentru că sub nicio formă domnia lui Ștefan cel Mare și Moldova lui Ștefan cel Mare nu a fost o bulă etanșă. Dacă am mai zis și în alte interviuri și evident că mă repet pentru că cred în lucrul acesta, sub nicio formă Moldova lui Ștefan cel Mare deci nu a fost o țară autarhică, tăiată de restul lumii și care voit a încercat să fie pe spezele ei și să nu intereseze pe nimeni. Nici să invadeze pe cineva, dar nici să fie invadată de altcineva. Este o absurditate, nu a existat așa ceva niciodată. Și deci de asta am încercat să evoc un cadru politic și un context istoric mai larg în care am vorbit despre Ungaria, în care am vorbit despre Polonia, despre Ordinul Teuton, despre Tătari, despre Turci și despre munteni.
Pentru că ne place, nu ne place, Muntenia și Moldova până la 1859 nu au fost aceeași țară. Din contră, au fost două țări aflate pe poziții antagonice. Adesea deci iarăși și în imagologie, de multe ori, prezentăm umăr la umăr pe Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș, care erau sau nu erau veri. Mai degrabă nu erau veri. Știm că la o bună vreme Vlad Dracul a fost căsătorit cu una dintre fiicele lui Alexandru cel Bun. Dar dacă această fiică a lui Alexandru cel Bun a fost sau nu mama lui Vlad Țepeș, nimeni nu ne poate spune. Și în tot cazul, poate ei se considerau rude în vigoarea faptului că amândoi erau fii de domni. Deci rude în familia, în familia asta mare a suveranilor europeni, ei erau niște rude undeva mai acolo, așa, în colțul ăla, niște rude poate nu atât de bogate, nu atât de prestigioase, că să zic ca Iagelonii sau ca Huniazii sau mai știu eu, Habsburgii, dar erau și ei acolo și în sensul acesta erau rude. Și bineînțeles că la nevoie au colaborat, adică în 1476 știm sigur că au colaborat, dar în 1462, când Vlad Țepeș s-a confruntat cu o invazie masivă a sultanului Mehmed al II-lea, s-au aflat pe poziții adverse, pentru simplu motiv că făceau parte din două sisteme de alianțe diferite și antagonice. Vlad Țepeș era aliatul Ungariei împotriva Imperiului Otoman, Moldova și Polonia, Ștefan cel Mare era aliatul regiului Poloniei și al sultanului Otoman și în momentul 1462, Ștefan cel Mare se afla în război cu Vlad Țepeș de 6 luni. Deja în iarna anului 1461-62, o sursă genoveză de la Caffa ne zice clar și răspicat că cei doi voievozi se află în stare de război. Și în iunie 1462, Ștefan cel Mare, după părerea mea, sau izvoarele nu sunt foarte, foarte clare, dar în urma izvoarelor consultate pot să spun cu toată responsabilitatea că a fost vorba de un atac comun moldo-turc, moldo-otoman asupra Chiliei. Oastea Moldovei a atacat cetatea dinspre Uscat și flota otomană a atacat cetatea dinspre Dunăre. Și cetatea a reușit să facă fața asediului. Cetatea nu era a Munteniei, ci a Ungariei, fusese predată de voievodul Petru al II-lea în 1448 și a fost menținută de o garnizoană maghiară până la 1465. Istoriografia comunistă a căutat și găsit o găselniță din asta, să zic așa, cum că nu, domne, că nu erau unguri acolo, ce se coate litvele păgâne la chilia noastră. Nu, era de fapt un condominiu ungaro-muntean, ca ce chestii condominiu. Deci ar fi cedat regele Ungariei o parte dintre drepturile pe care le avea asupra chiliei domnului din Muntenia. Domnul din Muntenia era un vasal de rang 2, nici măcar unul dintre... Că se confirme o istoriografie românească. Da, locul și rolul lui Vlad Țepeș în tot eșichierul ăsta politic. De altfel, ridicați puțin așa colțul perdele și în privința lui Vlad Țepeș. Aveți un fragment foarte scurt în care spuneți acolo că n-a fost nici chiar reformatorul pe care îl credem, nu a fost nici justițiarul sau cel care a luptat doar contra corupției. Nu faceți demistificare, dar cumva. Dar a beneficiat de un PR bun, să zic așa. Mm-hmm. Sau, mă rog, nu știu cât de bun, dar aceste povestiri slavone și germane despre Dracula Voievod au contribuit în bună măsură la crearea legendei despre Vlad Țepeș și aici nu pot decât să le indic spectatorilor noștri să citească lucrarea lui Matei Cazacu, profesorul Matei Cazacu, despre geneza și răspândirea povestilor medievale despre Vlad Țepeș. Este în limba franceză, din păcate nu s-a tradus la noi, dar este accesibil acum, poate fi citită, cu atât mai mult cu cât are și o variantă de popularizare tradusă la noi, cartea despre Dracula, scoasă de profesorul Cazacu și tradusă și la noi și publicată chiar la Humanitas, în urmă cu vreo 15 ani, ceva de genul. Deci, da, în sensul acesta, nu a fost un reformator al societății muntenești, nu a actitorit, nu știu ce, poate, să zicem, actitorit, a contribuit la construcția curții domnești de aici, din București, și biserica, mănăstirea de la Snagov, dar nu în forma pe care o vedem astăzi, care datează de la mijlocul secolului XVI, ci o biserică din lemn, poate cu câteva chilioare din lemn de jur împrejurul ei. Și la fel era și Comana, de exemplu, din sudul Bucureștiului și se pare că Vlad Țepeș, paranteză fie spus așa, cum poate off topic, Vlad Țepeș nu a fost înmormântat la Snagov, ci la Comana, zice regretatul profesor Rezachevici, care reușește să plaseze bătălia undeva în sudul Bucureștiului și se pare că trupul mutilat și decapitat al lui Vlad Țepeș a fost dus și îngropat așa în grabă la cea mai apropiată biserică, și anume Biserica Mănăstirii Comana. Spuneți că a beneficiat de un PR mai bun, pentru că totuși Ștefan cel Mare a avut o domnie foarte lungă, așa cum îl descrieți. A fost un diplomat foarte bun, chiar și un politician, era aproape umăr la umăr cu lideri regionali.
Da, era. Fără ceea discuții. Ce pentru mine a fost un fapt surprinzător, pentru că în deopște vorbim despre politicienii români ca fiind, da, inferiori sau mediocri sau în niciun caz în Liga celor mari. Și totuși despre Vlad Țepeș se vorbește internațional, s-a impus internațional, se fac și filme nu românești, Ștefan cel Mare nu, deși ca figură în epocă. Există o carte foarte frumoasă a lui Dan Horia Masilu care se cheamă Un Dracula pe care Occidentul l-a ratat, punct Ștefan cel Mare. Pentru că nici Ștefan cel Mare nu a făcut excepție de la aceste cruzimi. Și el a decapitat, și el a tras în țeapă, ba chiar nu ne zice și Grigore Oreche că era mâniosul și de grabă vărsătorul de sânge nevinovat. Doar că nu a beneficiat de același PR, să zic așa. Deci nu, despre el nu s-au scris legende din astea de groază. Există o prelucrare germană a letopisețului Slavon de la curtea sa, care nu, din păcate nu ni s-a păstrat integral, ci doar prin intermediul unor copii fragmentare și rezumative. Și una dintre ele este o traducere germană făcută de Hartmann Schedel. Hartmann Schedel era un medic din Nürnberg care a strâns materiale de tot ce a găsit el scris despre epoca lui în încercarea de a face o istorie universală a epocii lui, o istorie universală a secolului 15. Și la 1500 a copiat și această cronică, dar a introdus diverse pasaje din astea de groază. De pildă, în 1480 sau 79, nu vreau, poate greșesc acum, nu mi-aduc aminte anul, Ștefan cel Mare cucerește de la domnul țării românești cetatea Teleagenului. Și nu numai că îi decapitează pe pârcălabii cetății, dar masacrează toată garnizoana astfel încât ieșau râuri de sânge din castel. Deci cetatea fusese inundată de râuri de sânge și curgea pur și simplu mustea de sânge întreaga cetate. Sau că, mă rog, ea a decapitat 20 de boieri mari și a tras în țeapă alți 40 de boieri mici care nu au îndeplinit un ordin în timpul unei bătălii și așa. Cumva aura asta de sânge, de groază, nu știu ce, poate fi surprinsă, dar este o scriere singulară. Ori profesor Matei Cazacu demonstrează că aceste povestiri germane despre Dracula Voivod au fost bestselleruri, adică au fost zeci de ediții de la 1463, de când este prima cunoscută, prin intermediul unei copii realizate de umanistul Ennio Silvio Piccolomi, devenit Papa Pius al II-lea, și până pe la 1520 erau bestselleruri, s-au tipărit zeci, sute de astfel de pamflete despre cruzimile lui Dracula Vodă. Ștefan cel Mare a rămas sfânt, Vlad Țepeș a rămas cel crud. S-au împărțit cumva atributele, pentru că așa a lucrat imagologia post. Da, bine, propaganda funcționa și în epocă. În egală măsură cum Matia Corvinul a reușit să-și se erigeze într-un luptător cruciat, deși el numai împotriva turcilor n-a luptat. Deci el a luptat pentru supremație în Europa Centrală, cu cehii, cu austrieci, cu tot, dar cu turcii nu. Culmea, are o singură bătălie împotriva Imperiului Otoman, de fapt cucerește o cetate de graniță pe care o transformă într-un succes, cetatea Shabats din 1475, cucerită în 1475, o transformă într-un succes de zici că ar fi cucerit cel puțin Constantinopolul. Dar în realitate era o cetate din lemn, era o garnizoană de graniță. Și chiar există o scrisoare faină a lui Frederic al III-lea de Habsburg către Matia Corvinu și acum parafrazez puțin, zice: da, ești un neobrăzat, nu ți ție rușine, primești fonduri de cruciadă și conlucrezi cu turcii și nu numai că nu îi împiedici să treacă peste Ungaria, dar le și acorzi ajutor să treacă peste Ungaria, să vină să-mi jefuiască mie provinciile Austria și Stiria. Și practic aici se vede cum funcționa propaganda din epocă, cum Matia Corvinu și-a construit imaginea asta de luptător cruciat, începând practic de la succesele anti-otomane reportate de taică-său, de Iancu de Hunedoara. Și-a construit. În istoriografia maghiară, Matia Corvinul este regele, cu râmare. Niciodată nu-i Corvin Matiaș, ci întotdeauna Matiaș Chirai, adică regele Matia. Nu există altfel. Deci dacă te referi la Matia, el este regele. Dar nu-i contestă nimeni calitățile diplomatice, nu-i contestă nimeni calitățile politice sau militare, atâta doar că n-a luptat cu turcii, dar printre altele are și această ipostază de cruciat, care iarăși este un construct de propagandă sub nicio formă. Și un construct care vine din epocă, nu e un construct adăugat ulterior. Și conștient, și cum să zic, cu planificat și cu scopuri clare, adică eu am socotit de-a lungul domniei, Matia Corvinu a primit vreo 400.000 de galbeni din partea papei să lupte cu turcii, dar în realitate a luptat o singură dată, cum vă ziceam, la Shobat.
ceea ce e un succes mi-e bine. Și am mai recuperat o cetate din Bosnia, cetatea Iaițe, dar nu a avut o bătălie din asta hotărătoare, epocală cu turcii, în care să iasă ca erou cruciat. Ștefan cel Mare a avut și totuși Ștefan cel Mare, mă scuzați că vă întrerup, Ștefan cel Mare cumva a beneficiat parțial de războiul ăsta propagandistic pe care l-a dus Matia Corvinul, pentru că în 1475 a jurat credința lui Matia Corvinul și Matia îl considera capitanul meu. Și și-a atribuit practic toate victoriile și tot succesul anti-otoman al lui Ștefan cel Mare și l-a atribuit ca și cum eu am, bine, prin capitanul meu, dar eu sunt cel care. Și cumva această propagandă a lui Matia l-a afectat în bine, pot să zic, și pe Ștefan cel Mare. Scrisoarea pe care a trimis-o principilor creștini era sau fusese concepută după ce legăturile cu Matia erau spre bine. Deci alianța a fost, scrisoarea este din ianuarie, dar alianța a fost încheiată abia în iunie, dar există indicii asupra faptului că Matia și cu Ștefan s-au înțeles deja de 1474, deci câteva luni înainte, și că deja în timpul bătăliei de la Vaslui și după deja cumva conlucrau. Bun, alianțele se făceau și desfăceau în epocă. Pentru cititorul de astăzi, fără ochiul istoricului de profesie, această aliere a lui Ștefan cel Mare cu Ungaria și turcii contra Poloniei pare nefirească astăzi. Pare nefirească, dar Ștefan cel Mare era un real politicăr. El nu putea, nu judeca, cred că, în termeni morali sau etici sau creștini sau necreștini, ci era ceea ce trebuia să fie. Dacă în momentul 1497 a avut nevoie de sprijin împotriva regelui Poloniei, căreia îi jurase credință numai cu 12 ani înainte la Colomea, și a avut nevoie de ajutor atât din partea turcilor, cât și din partea tătarilor, cât și din partea muntenilor și a ungurilor, a făcut-o. N-a avut scrupule. Dar să ne înțelegem, nu este vorba doar de Ștefan cel Mare. Să nu credeți că nu știu, Ferrante de Aragon era mai bun, regele Neapolului. Și el fluctua, deci alianțele sale fluctuau în funcție de necesitățile imediate. Chiar îmi scria cineva pe Facebook, da, mi-a plăcut cartea, foarte bun, dar parcă Ștefan a fost foarte fair play. Dar ce politician e fair play? În ce epocă și în ce spațiu geografic găsiți un politician fair play? A posteriori judecăm real politicul ca fiind, nu imoral, dar măcar amoral. Și atunci, a posteriori, da, aplicăm această grilă moralizatoare asupra istoriei, cam mereu. Dar ar trebui să nu fie aplicată. Bun, dar atunci ar trebui să fie lăsată deoparte. Atunci când... Iată o întrebare din prezent. Spunem că liderii europeni au aplicat acest real politic față de Vladimir Putin ani de zile până la momentul invadării reale a Ucrainei. Tot se pot ascunde în spatele real politicului. Angela Merkel ar putea invoca real politicul. Da, asta și este, după părerea mea. Până în 23 februarie 2022, Uniunea Europeană a considerat că este bine să conlucreze cu Federația Rusă. De la data menționată încoace, nu. S-a schimbat 180 de grade. Cine se poate supăra pe cine? Nu există. Deci, eu cred că sentimentele astea personale de amiciție sau inamiciție, ură, antipatie sau simpatie chiar. În politică n-au ce să caute. Și nici n-au avut ce să caute vreodată, nici acum, nici în alte secole. A fost realmente o cruciadă contra lui Ștefan cel Mare, pentru că există cavalerii teutoni implicați, uniforma cavalerilor teutoni, dar nu există o bulă papală. Păi asta este, că apropo de propagandă, Jan Olbracht a erijat acest război de expansiune pe care l-a purtat împotriva Moldovei într-o luptă sfântă. Deci în aparatul său de propagandă apare așa, lupta sfântă pentru apărarea patriei, pentru apărarea țării noastre. De fapt și de drept noi nu știm ce și-a propus Jan Olbracht. Judecând prin prisma faptului împlinit, putem presupune că această campanie pe care a întreprins-o în 1497 avea trei obiective. În primul rând, schimbarea lui Ștefan cel Mare de pe tron cu Sigismund Jagello, singurul dintre frații Jagellon care în momentul respectiv nu avea un tron propriu. În al doilea rând, recuperarea Chiliei și a Cetății Albe pierdute în favoarea Imperiului Otoman în 1484, care practic se mărul discordiei în tot acest conflict. Și în ultimul rând, așa, într-un viitor destul de abstract, eliberarea Europei, întregii Europei și poate și recuperarea Constantinopolului din mâna
otomanilor. Care trebuia trecută acolo pentru că aproape toate bătăliile cruciate aveau acest scop. Dar, cum ziceți și dumneavoastră, în 1497 nu a fost emisă o bulă de cruciadă și în ciuda faptului că Jan Olbracht numește acest război un război sfânt, deci asta este, apare în izvoare, nu este vorba practic de o cruciadă. Cea mai recentă cruciadă, în momentul respectiv, fusese proclamată în 1484 și s-a mobilizat tot Polonia și scopul ar fi fost eliberarea Chiliei și Cetății Albe, din nou mărul discordiei, doar că această cruciadă s-a împodmolit în Podolia, care în momentul respectiv a fost atacată de tătari, de un ciambur din ăsta mare tătăresc, și pe care Jan Olbracht l-a învins și bătălia o descriu pentru prima dată în istoriografia română, o descriu și în carte, bătălia pe care Olbracht a purtat-o cu tătarii în Podolia. Bun, pseudo-cruciada, să spunem, a ieșuat. Lamentabil. Se încheie un tratat de pace pe care Ștefan cel Mare îl încalcă în momentul în care se duce și trimite oștile după polonezii care se refugiau, fugeau din calea... Se retrăgeau, nu fugeau în debandadă, se retrăgeau. Se retrăgeau. Eu cred că Ștefan cel Mare a anticipat faptul că Jan Olbracht nu se va ține de cuvânt. Și anume, este un aspect cât se poate de practic. Polonii, în momentul în care au ajuns și aliații lor teutoni, când au ajuns la Codrii Cosminului, lucrările pentru ambuscadă fuseseră deja terminate. Pentru că în dimineața bătăliei, pomii au fost prăvăliți dintr-o dată. Ce se întâmplă? Dacă ar fi pregătit ambuscada cu o noapte înainte, ar fi sunat, deci dacă cineva lovește un lemn cu un topor în pădure, răsună toată pădurea. Dacă sunt 10 oameni cu 10 topoare, s-ar fi aflat. Dacă sunt 100 de oameni cu 100 de topoare, sună și mai tare. Deci Ștefan a pregătit ambuscada, a intuit cumva că Jan Olbracht o să o ia pe drumul cel mai scurt, pentru simplu motiv că era drumul mare, era drumul polonez, drumul respectiv începea la Marea Baltică și se termina la Chilia și Cetatea Albă. Și segmentul acela, pădurea și segmentul acela de drum era proprietatea privată a lui Ștefan cel Mare. Deci a permis cumva la el în ogradă să facă ce vrea și a pregătit ambuscada. Cred că nu a fost sincer nici Ștefan, nici Bartolomei Drafi, reprezentantul și cancelarul Vaclav Cici, și nici Jan Olbracht nu a fost sincer în momentul în care au încheiat armistițiul. Probabil că au încercat să câștige puțin timp. În bătălia de lângă Codrii Cosminului, polonezii au fost practic umiliți, descrieți în carte. Pentru că au fost bătuți, cum ar veni, până la ultimul, au fost umiliți, au fost luați prizonieri. Descrieți și episoadele care iarăși sunt mai degrabă imagologice, nu sunt reale, ale tratamentului umilitor aplicat prizonierilor polonezi. Cât de rapid a fost uitată în istorie, de Polonia, să spunem? Cum au stat imediat după relațiile dintre Polonia și România? Și Moldova. Și Moldova. Păi, diftongul, când Olbracht a domnit, șleachta a pierit, nu s-a iscat din nimic. Și apoi, după vreo jumătate de secol, avem un episod interesant. În timpul domniei lui Despot Wodă, un mare magnat polon, Albert Laski, vine cu armată în ajutorul lui Despot Wodă împotriva unei partide adverse, pro-otomane, în fine, erau vreo trei partide care se înfruntau în momentul respectiv pentru tronul Moldovei. Și când oștenii lui Laski au trebuit să treacă, au venit pe același drum, pentru că drumul a rămas același și au fost nevoiți să treacă prin Codrii Cosminului, au refuzat, știind că părinții și bunicii lor au suferit acolo o înfrângere groaznică și considerau locul ăla blestemat. Asta a rămas în memoria socială a polonezilor? În memoria elitei politice și militare a Poloniei. Am nu știu dacă un țăran din Polonia ar fi știut de catastrofa din Codrii Cosminului, dar un nobil sigur, un șleactic sigur ar fi știut, pentru că toți aveau câte un părinte, câte un unchi, câte un bunic care au suferit acolo și n-au vrut să treacă prin Codrii Cosminului. Au fost nevoiți să ocolească Codrii pentru că ei pe acolo n-au vrut să... Ați reușit să confruntați, de pildă, această felie de istorie privită, cum ați privit-o dumneavoastră, cu izvoarele cercetate și cum o privesc polonezi, cum o relatează ei, de pildă, în istorie? Nimeni nu contestă, adică niciun istoric polonez serios, de la Zdzisław Spiralski, cum îl cheamă, încoace nu contestă acest episod. Dar e redat, e păstrat în... Este, bineînțeles. Din păcate, noi avem imaginea evenimentelor petrecute lângă Codrii Cosminului doar prin prisma poloneză. Nu ai nici un izvor moldovean care să descrie
desfășurarea evenimentelor. Da, cronica de curte menționează bătălia, menționează victoria lui Ștefan, dar nu avem desfășurarea. Și desfășurarea o cunoaștem din două cronici. Pe de o parte, cronicarul Bernard Wapowski, care a fost cronicarul oficial al dinastiei Jagiello, și pe de altă parte, un caz foarte interesant, cronica doctorului Maciej Mikowski, care era și canonic, era și predat și la Universitatea din Cracovia, și care a scris o cronică a Poloniei, a încercat să o scrie cât posibil de neutră. Și acolo a publicat în 1519 și acolo descrie catastrofa suferită de armata poloneză în 1497. Și aici iarăși avem un caz interesant de propagandă, când cartea gata tipărită a ajuns la dinastia Jagiello, deja domnea Sigismund cel Bătrân, cel care ar fi trebuit să domnească în Moldova în locul lui Ștefan cel Mare în 1497. Deci când dinastia domnitoare a văzut cartea, a scos-o de pe piață, a dat-o la topit și au rămas 3 exemplare. Rarități bibliografice, 3 exemplare pierdute în ceva biblioteci private și redescoperite abia la mijlocul secolului XIX. Și cartea a apărut puțin corectată, puțin revizuită și adăugită în 1521, deci după 2 ani de zile, în care episodul este prezentat destul de neutru. S-a luat hotărârea să se poarte un război pentru apărarea patriei și războiul a avut loc și gata. Niciun cuvânt despre umilințele la care au fost supuși prizonierii, că au fost legați de păr unul de celălalt și deci toate pasajele care într-un fel sau altul au deranjat dinastia domnitoare au fost scoase din text și ajustate aici pe acolo. Se făcea un adevărat efort imagologic în epocă. Bineînțeles, fără doar și nu doar în epocă, deci cred că unul dintre primii artizani ai imaginii proprii a fost Sigismund de Luxemburg, care a fost un suveran foarte complex, rege al Ungariei, rege al Boemiei, rege al Romanilor, împărat al Imperiului German. Practic, sub sceptrul său se aflau toate provinciile de la Hamburg până la Chilia, deci toate orașele și provinciile de la Hamburg până la Chilia. Și el, Sigismund de Luxemburg, a devenit, printre altele, și un motiv de artă, deci un motiv artistic. În foarte multe icoane și altaruri și retable, Sigismund de Luxemburg este reprezentat în diverse ipostaze. Și ce interesant, de curând am văzut o icoană ortodoxă de data asta, bineînțeles vorbim de icoane și picturi religioase catolice, dar o icoană ortodoxă pictată prin anii 2000, pe la începutul anilor 2000, recent, în care Bunul Dumnezeu este reprezentat cu chipul lui Sigismund de Luxemburg. Inconfundabil, cu barba pieptănată în două, deci practic ca motiv de artă, cum și Vlad Țepeș a fost un motiv de artă, de obicei personaj negativ, Ponțiu Pilat. Deci o deificare practică a figurii regale, da, cu totul. Cred că nimeni nu mai asocia, de la o bună vreme, de pe la 1500, nimeni nu mai asocia chipul lui Sigismund de Luxemburg cu numele lui Sigismund de Luxemburg. Dar era un chip așa popular, să zic așa. Lumea recunoștea rapid cu barba lui pieptănată în două, cu plete frumoase. Adevărul că Sigismund era și un bărbat frumos. Era înalt, blond, cu ochii albaștri și era un adevărat womanizer, deci era în epoca lui. Deci el a fost printre primii artizani ai propagandei și apoi toți monarhii și contemporanul său, Jagiello, devenit Vladislav Jagiello, bunicul celor care s-au confruntat la codrii Cosminului și după, a dat foarte mult pe propagandă și pe autoreprezentare. Și practic toți suveranii, nu cred că există unul care să nu... Și fiecare război beneficia, deși în teorie plasăm începutul propagandei de război cam în al doilea război mondial, când au început să se folosească, cred, mijloacele de comunicare în masă. Moderne. Dar și în evul mediu, adică multe războaie au fost întotdeauna. Noi eram buni, ei erau răi. Depinde cine scrie, asta e toată treaba. N-ați vrea să vedeți cum e descris episodul, sau cum sunt descrise aceste, nu doar codrii Cosminului, dar cum sunt descrise aceste episoade în cronistica otomană. Gheaurii cei umili, gheaurii cei mai jos decât praful de pe drum. Deci așa sunt prezentați inamii. Gheaurii cei umili s-au adunat într-o ceată și s-au revoltat împotriva stăpânului lumii, împotriva padișahului lumii. Dar Ștefan cel Mare, de către ceilalți lideri regionali, era considerat egalul lor un lider politic puternic sau... Pentru că el făcea jurăminte de credință când unul e suveran, când altuia. Puterea lui Ștefan cel Mare era o putere de necontestat. Asta și era clar și pentru suveranii epocii lui. Dar niciunul dintre ei nu l-au considerat egal. Pentru că regele Ungariei era suveran. Regele Poloniei a fost suveran.
Hanul tătarilor pretindea că se trage din Genghis Khan și chiar avea și dreptate. Sultanul otoman nu mai vorbim. Deci sub nicio formă nu pot să-l consider pe Ștefan un egal al acestor principi și suverani. Dar puterea lui era una reală și prestigiul de care se bucura era unul real. Poate lumea nu știe sau largul public nu știe că primii care au spus lui Ștefan cel Mare, Ștefan cel Mare, au fost turcii, Cogea Ștefan. O cronică de pe la 1480. Turcii au fost primii care au spus lui Ștefan cel Mare și apoi într-un document de la 1499 în care apare Stephanus Ile Magnus. Deci e prima atestare a lui Ștefan cel Mare ca atare, dar primii turcii spun. Și se bucura de un prestigiu enorm. În 1484, de pildă, când turcii au cucerit Chilia și Cetatea Albă, s-a creat un mic conflict de graniță pentru că nimeni nu știa exact unde era delimitat teritoriul hinterlandul celor două cetăți cu Moldova. Și atunci, după câțiva ani, după 4-5 ani, sultanul otoman a trimis o comisie specială acolo să stabilească de hotărnicie și comisarii otomani au primit următoarea poruncă de la sultan. Și să-l întrebați pe voievodul Ștefan, care este cel mai bătrân dintre principii vremurilor noastre și cel mai înțelept, și el este singurul care știe exact cum e delimitat hotarul acolo. Deci a contat stabilitatea politică. Cum și-a menținut-o? Cum a convins toți boierii să-l susțină, practic, pentru că asta conta, nu în epocă? În primul rând, cred că prin carismă. Conta pentru un suveran medieval foarte mult carisma. Dacă știa să se facă plăcut, dacă știa să facă compromis și cât compromis să facă, și dacă reușea cumva să țină echilibru între factorii de putere, pentru că așa cum demonstrează și colegul Marian Coman, și cazul nu este singular, în Evul Mediu încă nu existau state teritoriale. Statele erau niște structuri foarte fluide și depindeau foarte, foarte mult de relația suveranului cu factorii regionali de putere, fie că e vorba de persoane, fie că e vorba de familii, fie că e vorba de comunități. Deci, practic, suveranul nu stăpânea teritorii, stăpânea oameni, familii, colabora cu oamenii. Era legitimat, practic, și puterea lui era... Din recunoașterea de către factorii decizionali teritoriali. Altfel nu se putea. Și Ștefan cel Mare a știut să-și atragă pe boieri de partea sa, în primul rând prin compromis, le-a lăsat dregătoriile, prin donații, prin diferite ospețe la care îi invita, și nu doar că invita pe mari boieri, dar invita și pe oșteni la ospețe. După vitorii îi convoca la câte o curte din asta domnească, la Vaslui, la Hârlău, la Huș, și le dădea câte un ospăț, în cadrul cărora le făcea daruri bogate. Și acum nimeni nu știe exact în ce constau darurile astea. Eu presupun că darurile erau de fapt donații de pământ și că în cadrul acestor ospeții erau creați vitejii, adică această mică nobilime cu obligații militare permanente față de domnie, în schimbul scutirii totale sau parțiale de obligații fiscale. Și cred că în asta constau darurile. Deci erau și recompense propriu-zise, dar și simbolice. Și simbolice și propriu-zise. Dar aceste daruri erau, aveau o utilitate practică imediată, pentru că loturile de pământ primite de către acești mici nobili și scutirea lor fiscală trebuiau să le asigure un minim de putere economică să se înarmeze corespunzător, adică să aibă minim un cal, minim o lance, minim un scut și minim o sabie. Și dacă mai avea și un arc cu săgeți, era cât se poate de bine. Am întrebat asta pentru că la un moment dat menționat și mi s-a părut, deși e doar un detaliu, că polonezii au încercat să spargă cumva încrederea în Ștefan cel Mare și să găsească un trădător printre, și n-au reușit. Da, pe Hatmanul Arbore, în timpul asediului de la 1497, au încercat să-l atragă de partea lor și Arborele ar fi răspuns: mergeți și îl învingeți pe Ștefan cel Mare într-o bătălie în câmp deschis și toate cetățile Moldovei vi se vor deschide. Dar eu nu am puterea și voința să vă deschid vouă cetatea. Și a rezistat cu asediu, cu eroism, un asediu deci în toată regula. Deci o loialitate destul de bine întreținută, după cum spuneți. Și bine. Și ce este interesant, că familiile astea, de curând un coleg de la Vaslui și-a publicat o teză de doctorat foarte bună, Lucian Valeriu Lefter, despre boierii lui Ștefan cel Mare, și demonstrează că tot boierii lui Ștefan cel Mare se trag, sau în bună parte boierii lui Ștefan cel Mare se trag dintre întemeitorii țării, dintre cei care l-au însoțit pe Bogdan în secolul XIV la descălecat, și că urmașilor, în bună măsură, au supraviețuit prin femei uneori până în secolele 17-18. Ca un adevărat sistem de caste, să spun așa. Și ei, deci boierii aceștia, erau cei care legitimau și susțineau
literalmente, cu brațul, susțineau puterea lui Ștefan cel Mare. Ați menționat și ultima întrebare, ați menționat de-a lungul dialogului nostru câțiva colegi istorici din generația dumneavoastră. Simțiți că e un moment în care istoria e puțin revalorizată și meseria de istoric și profesia de istoric? S-au publicat într-adevăr în ultimii ani foarte multe cărți venite din generația tânără de istorici. Da, dar nu este totuși un hiatus față de generația profesorilor noștri. Deci e doar percepția. Fiecare generație a avut cel puțin câteva nume forte care a avut curajul și onestitatea să se ocupe de aceste subiecte și să le expună, să le reevalueze, să le aducă la zi și să ni le lase nouă mai departe. Spuneți curajul. Există nevoia aceasta după perioada comunistă de a revaloriza și de a, practic, de a relua întreaga istoriografie și de a o corecta acolo unde e cazul? Sunt teme care trebuie reluate, dar eu cred că este de datoria fiecărei generații de istorici în parte să reevalueze marile teme ale istoriei. Că așa, bine, poți să fii specializat să fii hiper specializat pe un detaliu minor și să pierzi din vedere ansamblu. Așa ești, cum să zic, ești ca o gospodină din aia care știe ce are în cămară, știe că aici are zacusca și din coace murăturile și din coace gemurile și din coace compoturile și ea nu iese din cămară ei niciodată pentru că ea acolo se simte confortabil. Nu, trebuie, este de datoria noastră. Și plus că istoriografia română are o meteahnă. La ce bun să scrii despre nu știu ce, că doar s-o mai scris? Păi bineînțeles că s-o mai scris, dar asta ce înseamnă? Că nu mai scriem niciodată despre Cruciade dacă René Grouzet a scris o sinteză de istoria Cruciadelor în secolul XIX? Este de datoria noastră să aducem prin prisma cunoștințelor acumulate, prin prisma izvoarelor și poate și a perspectivei, nu? Pentru că așa apar și cărți despre Cruciade noi, Cruciadele văzute de Arabie, un titlu recent. Da, Amin Maluf. Dar nu este chiar recentă, carte din anii 70, s-a tradus a doua oară, adică nu știu dacă s-a tradus a doua oară, s-a publicat a doua oară la noi de curând. Da. Amin Maluf scrie mai devreme și oricum este o carte puțin mai bună, Francesco Gabrieli, Arab Historians of the Crusades. Dar nici asta nu este chiar nou, este de prin anii 80. Dar prin prisma noilor descoperiri și a noilor interpretări, subiectele trebuie aduse la zi. Dar există și, chiar că e ultima întrebare, riscul, așa cum a fost în comunism, așa cum a fost după 1859, ca nevoia prezentului să decupeze și să rescrie într-un fel convenabil prezentului, chiar prezentului democratic de astăzi, istoria? Nu oficial. Da, există anumite mișcări politice care și-ar dori o rescriere a istoriei, dar eu sunt angajat al Academiei Române și vă pot asigura sau pot asigura pe spectatorii noștri că nimeni nu îmi zice ce să scriu, nimeni nu mă obligă să scriu despre o temă într-un anumit fel, dintr-un anumit punct de vedere, nimeni nu mă obligă. Adică avem libertate totală de scris. Și am ieșit din paradigma, istoria este scrisă de cei care au învins și atunci, evident, ai doar perspectiva învingătorului. E o butadă folosită des. Păi, da, acum, da și nu, adică ai câteodată, de la caz la caz. Da. De la caz la caz. Ai uneori izvoare păstrate doar din mediul învingătorilor și atunci, bine, ele trebuie luate cu precauție maximă sau din contră, ai izvoare care au o perspectivă foarte vindictivă. Să ne gândim Flavius Josephus, care scrie despre războaiele iudeice. El scrie foarte vindictiv la adresa romană, deși scria deja în timpul stăpânirii romane, dar scrie foarte vindictiv, bineînțeles, el trăgea jar la oala lui, jar la oala iudeilor învinși de romani. Și deci există și perspectiva celui invins, doar că și asta trebuie luată cu maximă precauție. De fapt și de drept, pe cât posibil trebuie citite toate izvoarele și găsite niște puncte comune. Dacă ai anumite aspecte atestate de izvoare total independente, poți să fii sigur că acele aspecte sunt reale sau cel puțin verosimile. Poți să fii sigur că un anumit eveniment s-a întâmplat dacă e atestat sau un anumit fenomen s-a întâmplat dacă e atestat de minim două izvoare independente. Ca în presă. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu pentru interviu.